Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la întâlnirea cu emisiunea Mușcelul în 7 zile. Podul de piatră nu se va dărâma, dar se va face altul mult mai frumos. Nu e o parodie a cântecului din copilărie, ci o investiție serioasă pe care o să vă prezentăm în primul nostru material, după care vă vom recomanda un program medical gratuit, vom repudia violența de orice fel din viața politică și vom consemna cum Dacia Sandero a ajuns cel mai important concurent de piață pentru Volkswagen Golf. În fine, în secțiunea dedicată culturii vă vom propune să fiți jurați la Eurovision, iar la sport vă vom detalia calendarul argeșan din 2022 al motorsportului românesc. Acestea fiind titlurile ediției, vă invit să urmăriți în continuare comentariile săptămânii. O investiție majoră cu fonduri guvernamentale ar putea fi inaugurată în acest an. Este vorba despre un pod nou în comuna Podul Dâmboviței, pentru care a fost eliberată autorizația de construcție. La un an după ce a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru execuția podului rutier de pe DN73 din localitatea Podul Dâmboviței, firma dâmbovițeană Maristar.com din Titu a finalizat proiectul lucrării și e gata să deschidă șantierul. Ca atare, Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru o durată de execuție de 10 luni și un termen de garanție de 5 ani. Podul existent din zidărie, din moloane de piatră, ridicat inițial de domnitorul Constantin Brâncoveanu și declarat monument istoric, va fi restaurat și pus în valoare ca obiectiv de interes turistic și cultural, rămânând funcțional însă până la recepția noii treceri peste râul Dâmbovița. Deci, pe teren o să apară o lucrare nouă de artă sub formă de arc metalic cu calea sus, care va permite reluarea circulației camioanelor pe ruta directă Pitești-Brașov, acum traficul greu fiind interzis, iar ridicarea restricției pentru tonaje mari de pe DN73 înseamnă că transportatorii vor avea și o rută ocolitoare pentru interdicția pe care Ministerul Transporturilor o propune pe Valea Oltului. Noul pod, cu o lungime totală de 170 de metri, va fi realizat la sud și oblic față de vechea trecere, ceea ce presupune un pasaj de acces cu o lungime de 580 de metri și o subtraversare printr-un podeț pentru a se realiza o cale de servitute. Tablierul va asigura o parte carosabilă cu lățimea de 7,80 metri, încadrată de spații pietonale cu lățimea utilă de 1,50 metri, iar podul va fi iluminat ambiental, urmărindu-se astfel și evidențierea supleței și a caracterului de unicat al lucrării. De asemenea, în zona desprinderii noului sector de drum de traseul actual al DN73 se vor amplasa panouri de protecție împotriva zgomotului, dar sunt prevăzute și alte lucrări adiacente, precum consolidarea albiei împotriva eroziunii provocată de apă, parapeți pietonali și altele. Șantierul nu va împiedica traficul, fiindcă noul pod se va construi în aval de cel vechi, prin această investiție realizându-se o variantă ocolitoare a centrului satului Podul Dâmboviței și a două intersecții la DN73 pentru accesul spre centrul localității Podul Dâmboviței. Costul proiectului nou, finanțat în proporție de 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională, este de aproape 33 de milioane lei fără TVA, obiectivul fiind asigurarea unui standard rutier adecvat, creșterea siguranței, afluenței în trafic și a confortului pietonilor și conducătorilor auto. Cu precizarea că executantul, Maristar.com, are o bună reputație și un portofoliu divers de lucrări complexe, clasându-se în prima jumătate a topului 100 al constructorilor din țară și realizând, printre altele, consolidări ale Transfăgărășanului și ale podului de la Cernavodă, rezultă că sunt toate premizele ca să se execute o lucrare de referință și să se scrie astfel o pagină distinctă a acestei șosele istorice. Cât despre secțiunea mușceleană de munte a DN73, care a rămas fără constructor după rezilierea contractului în 2021, la aproape 10 ani de la debutul proiectului nu sunt semne pentru acest an că măcar vor fi reluate lucrările de reabilitare. Deci vom avea un pod nou la aceeași șosea spartă și veche. Cancerul colorectal este principala afecțiune oncologică înregistrată în Argeș. Depistată din timp, boala poate fi tratată și acestui obiectiv se adresează un program gratuit de care poate beneficia orice persoană în vârstă de peste 50 de ani. După ce, la sfârșitul anului trecut, a fost lansat oficial la București, proiectul finanțat cu fonduri europene de screening pentru prevenția, depistarea, diagnosticarea și tratamentul precoce al leziunilor precanceroase colorectale a fost prezentat la Câmpul Lung în cadrul unei conferințe speciale de presă. Această acțiune este rodul unui parteneriat public-privat încheiat între Prefectura Argeș, Institutul Clinic Fundeni și Fundația Renașterea și, din punct de vedere medical, reprezintă o premieră în județul nostru. Obiectivul este ca până la finalul anului 2023 un număr de
350.000 de persoane să beneficieze gratuit de această prestație pentru identificarea cancerului colorectal, de trimiterea la specialist pentru investigații și realizarea minim 2.100 de endoscopii pentru persoanele depistate pozitiv în urma efectuării testului. În paralel, se va derula o campanie de informare, educare și conștientizare a populației cu privire la serviciile de screening oferite prin proiect cu scopul de a promova descoperirea bolii în stadiile incipiente și de a permite tratarea adecvată înainte de a reprezenta o amenințare pentru individ sau comunitate. Pentru buna desfășurare a screeningului, medicilor de familie cooptați în proiect li se pun la dispoziție teste FIT, echipamente IT, frigidere, materiale informative și materiale consumabile necesare desfășurării acestei activități. 12.500 de argeșeni, femei sau bărbați cu vârste de la 50 până la 74 de ani, dintre care circa 60% din categoria persoanelor din categorii vulnerabile, pot beneficia de acest program care este complet gratuit. Pe scurt, există deocamdată 10 astfel de medici la Câmpul Lung și în Mușcel, la cabinetele cărora se poate testa oricine, chiar și cei care nu sunt asigurați, dar amănunte și îndrumări veți primi de la orice medic de familie. Dacă testul este pozitiv, Fundația Renaștere asigură transportul dus întors la Institutul Fundeni, unde, tot gratuit, se poate efectua o colonoscopie sub anestezie, iar dacă doctorii descoperă polipi colonici, aceștia se îndepărtează în timpul procedurii de către echipe formate din medici profesori de cea mai înaltă specializare. Urmează ca în proiect să fie cooptate și alte cadre medicale din teritoriu pentru a se asigura o mai bună dispersie și adresabilitate. Cancerul colorectal reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, precum și la nivelul Uniunii Europene, implicit la nivelul României, fiind a doua cauză de incidență și mortalitate prin cancer și primul diagnostic din punct de vedere numeric din cazuistica oncologică din Argeș. De aceea, prevenția și diagnosticul precoce sunt esențiale în programele de luptă împotriva acestei maladii, iar screeningul s-a dovedit eficient în scăderea mortalității în cazul localizării colorectale. În același timp, trebuie subliniată și credibilitatea titularului proiectului, căci Fundația Renașterea, organizație privată de utilitate publică prezidată de către Mihaela Joană, alături de alte nume feminine credibile, precum Andreea Esca sau Ana Copos, are o vastă experiență în derularea de astfel de acțiuni, cea similară dedicată prevenției cancerului de sân fiind cea mai cunoscută. Sunt deci toate premisele, condițiile și avantajele posibile pentru a vă testa chiar dacă nu vă știți cu simptome care să vă semnaleze că ați putea avea o afecțiune a colonului, o șansă la sănătate și la viață pe care nu ar trebui să o ignorați. De la violența verbală la agresiunea fizică, iată pragul periculos care începe să fie trecut de politicienii români, iar această practică intolerantă începe să fie adoptată și de către cetățeni. Anul trecut consemnam și noi cu indignare agresarea chiar pe holurile Parlamentului a deputatului argeșan Ionuț Moșteanu de către liderul AUR Dan Tănase. A fost o adevărată provocare cu termeni jignitori precum păduchie, șosetă și zero barat, un spectacol de mahala premeditat de vreme ce s-a produs în timpul unei conferințe de presă pe care Tănase a întrerupt-o deși nu era vorba nici despre el și nici despre partidul pe care îl reprezintă. În ciuda verbiajului grobian, deputatul Moșteanu a reușit să-și păstreze calmul, căci intenția provocatorului ar fi fost încununată pe deplin dacă, în prezența camerelor de filmat, s-ar fi lăsat și cu ceva împrânceli sau scatoalce. Oricum, la nivelul de percepție politică al unor români, intervenția scandalagiului și el parlamentar trebuie să fi fost apreciată, chiar dacă a fost paralelă nu doar cu democrația, ci și cu lumea civilizată. Au mai existat astfel de incidente, numai că în prezent, prin radicalizarea mesajelor de pe toate palierele vieții noastre politice și sociale, se constată o amplificare a acestui tip de comunicare, verbiajul abraziv de până acum începând să fie însoțit și de gesturi sau acțiuni incitatoare. Iar de aici încolo, următorul pas e plaja de necontrolat și fără limite a violențelor fizice. Când s-a pus problema obligativității certificatelor COVID, mulți parlamentari au primit, dirijate tot din sfera politică, mesaje de amenințare. Din județul nostru au fost luați în vizor deputații PSD Simona Bucura Oprescu și Remus Mihalcea, dar și liberalul Daniel Constantin, însă lista e mult mai lungă la nivel național. Astfel de acțiuni pot părea exagerări, dar nimănui nu este comod să fie, el sau familia lui, amenințat cu moartea, să fie anunțat că îi se dă foc la casă și așa mai departe. Și mai există și alte coincidențe dubioase, cum ar fi prezența unor persoane cu probleme psihice la domiciliul parlamentarilor sau la cabinetul lor parlamentar, în mod evident dirijate acolo în scop diversionist. Politicienii, mai ales cei din vechile partide, nu se bucură de prea multă simpatie publică și de aceea sunt destui oameni de rând exaltați de astfel de puneri la punct.
Clasa politică în ansamblul ei a eșuat în ochii românilor, de unde indiferența sau acceptarea uneori chiar cu un fel de satisfacție de astfel de practici. În același timp, nici politicienii nu trebuie să se plângă de vreme ce chiar ei au indus în societate agresivitatea și intoleranța în locul dialogului și al argumentului, iar atitudinile belicoase se întorc acum împotriva lor, pe măsura difuziei publice de radicalism, dar și a efectelor unor stimuli diversioniști și manipulatori la care sunt supuși românii obișnuiți. De fapt, aici e gravitatea problemei, căci violența verbală și violența fizică a aleșilor neamului, intens mediatizate pe toate canalele de comunicare publică, se transferă către alte categorii de populație, iar cetățenii dezamăgiți sunt ușor convinși să se alăture sau să aprobe mișcările radicale sau extremiste. Paradoxal, conflictul a stat la baza apariției politicii, când antagonismele și rivalitățile din societate au fost transferate unor reprezentanți puși să le gestioneze pe baza unor reguli sau cutume. Când însă clasa politică apelează ea însăși la violență în locul dialogului, atunci se poate vorbi de sfârșitul democrației. S-a mai întâmplat asta în istorie, inclusiv în România, numai că niciodată și nicăieri dictatura pumnului nu a fost o soluție pe termen lung la problemele oamenilor. Dacia a rămas și în anul 2021 motorul de creștere pentru întreg grupul Renault. Vânzările modelului Sandero au fost foarte aproape de cele înregistrate de Volkswagen Golf, cea mai solicitată mașină din Europa. La începutul acestui an, la uzina Dacia a fost atinsă încă o bornă istorică. Este vorba despre fabricarea vehiculului cu numărul 7 milioane, modelul fiind un Duster destinat unui client din România. Această informație a fost livrată în contextul publicării primelor seturi de date despre activitatea de producție și cea de vânzări realizate anul trecut. Astfel, Dacia a fabricat la Mioveni în 2021 un număr de 257.000 de mașini, mult sub maximul istoric care s-a înregistrat în 2019, când s-au montat 349.000 de unități. Reducerea producției cu aproape o treime a fost cauzată de recesiunea economică și de scăderea comenzilor determinate de pandemie, precum și de criza aprovizionării cu semiconductori. Aceste cauze au făcut ca anul trecut uzina de la Mioveni să-și întrerupă de mai multe ori producția, pe perioade de la câteva zile până la o săptămână. Dar dacă mașina cu numărul 7 milioane are mai degrabă valoare sentimentală, au existat și semnale economice pozitive de pe piață. De pildă, pentru prima oară, un model Dacia a prins podiumul celor mai vândute mașini din Europa într-un an întreg. Este vorba despre modelul Sandero, care și-a găsit 196.000 de clienți, la o distanță de nici 10.000 de liderul Volkswagen Golf. De precizat că alte două mașini produse în România, Dacia Duster și Ford Puma, au prins top 20. Pentru a evalua mai ușor această performanță, luați în calcul că în competiție au fost toate mărcile europene, dar și cele asiatice sau americane. Ascensiunea în topul vânzărilor se explică în mod special prin succesul noii game Dacia, îndeosebi Sandero și Duster, în rândurile clienților particulari. În 2021, Dacia a atins în Europa o cotă de piață record de 6,2% în segmentul vânzărilor către clienții particulari, devenind în premieră a treia marcă cea mai vândută în rândurile acestei categorii de public. În afara României, Dacia este marca cea mai vândută către clienții particulari în Franța și se situează în top 5 în alte 9 țări europene, respectiv Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Austria, Polonia, Republica Cehă, Ungaria și Croația. În Germania, marca se află în top 10, iar în Maroc, Dacia este lider de piață. Pozitiv e faptul că Dacia cucerește clienți care anterior nu achiziționaseră un vehicul din cadrul grupului Renault, procentul acestor noi clienți sau rata de cucerire fiind de 60%, iar pe de altă parte, atunci când decid să-și înlocuiască mașina cu una nouă, 75% din clienții Dacia rămân fideli mărcii. În interiorul grupului, Dacia a rămas motorul de creștere pentru Renault, noua ofensivă comercială și de marketing susținută prin versiunile superioare de echipare și noi modele, precum și strategia de atragere a unor noi categorii de clienți, preconizând ani buni și în viitorul apropiat. Rămâne însă incertă și în acest an situația epidemiologică, iar criza chipurilor continuă, după cum au apărut și factori noi de risc pentru producția auto, precum creșterea explozivă a prețurilor la gaze și electricitate și tensiunile politice și militare internaționale. Toate acestea vor greva iarăși asupra activității uzinei de la Mioveni și, de fapt, a întregii economii românești, având în vedere că, să nu uităm, Dacia furnizează aproximativ 4% din PIB-ul României și circa 7-8% din totalul exporturilor noastre. O opțiune pentru Andra, un vot pentru Câmpul Lung. Iată cum putem juriza oricare dintre noi semifinala Eurovision, promovând o mușceleancă tânără, frumoasă și talentată.
Câmpul Lungul are bucuria deosebită de a fi reprezentat în semifinala națională Eurovision 2022 de către Andra Oproiu. Simpatica și talentată domnișoară în vârstă de 19 ani a absolvit anul trecut liceul din Nicu Golescu și este în prezent studentă la Universitatea Națională de Muzică din București, unde se specializează în compoziție și canto jazz. Melodia aleasă, cu care a trecut faza de preselecție și cu care va participa la concurs, se intitulează Unique, fiind o compoziție a unei echipe formată din suedezele Ilva și Linda Persson și ucraineanul Paul Dubrovski. Pentru această etapă au fost selecționate 46 de piese, dintre care doar 10 vor ajunge în finală. Vor fi prezente și nume consacrate, precum Dan Helciug sau Cezar Oatu, dar și foarte mulți tineri talentați, cum este și Câmpul Lungeanca noastră. Pentru a înțelege nivelul înalt de concurență, exigență și valoare, trebuie spus că această semifinală este un adevărat concurs internațional, de vreme ce vor participa soliști din țări precum Italia, Bulgaria, Croația, Germania și, bineînțeles, România, paleta compozitorilor fiind una la fel de amplă. De aici rezultă diversitatea de stiluri, viziuni și interpretări originale, ceea ce va face cu atât mai dificilă opțiunea juraților. Deși Andra a participat la multe concursuri naționale și internaționale, de unde s-a întors acasă cu un impresionant număr de premii prestigioase, ea s-a înscris la selecția pentru Eurovision ca urmare a unei recomandări primite de managerul ei de la o profesoară care i-a intuit potențialul. Împreună au ascultat mai multe piese, alegând-o pe aceea compozitoarelor suedeze care au livrat mereu melodii de succes pentru concursul european, iar vestea selecției din cele peste 100 de propuneri înregistrate fiind marea sa bucurie a Crăciunului de anul trecut. Între timp, piesa a fost produsă cu sprijinul studioului Music, fiind promovată de către Universal Music Group, cea mai mare asociație din lume de case de discuri și industrie de înregistrări și se repetă intens pentru prezentarea live. Semifinala selecției naționale Eurovision 2022 va avea două etape și se va încheia pe 12 februarie, cu un show transmis în direct de TVR. Melodiile care au trecut de etapa preselecției vor intra în prima etapă, de unde juriul și telespectatorii vor califica 20 de piese în următoarea fază a concursului, la care vor participa primele 10, dintre care va fi desemnată câștigătoarea pentru gala europeană programată în luna mai la Torino. În premieră, fanii își vor putea vota favoriții, rezultatul promovând 5 piese pentru a doua etapă a semifinalei. E o altfel de competiție, care ține de empatie, de percepțiile personale despre muzică, dar și de mândria locală. Un semn de încurajare pentru Andra a venit de la Consiliul Județean, care a ținut să o prezinte argeșenilor și să o încurajeze public. Iar presa, inclusiv cea națională, a remarcat-o și a dedicat spații ample, intuind că va fi o prezență interesantă și o surpriză plăcută. Posesoarea unui vast registru interpretativ, atât din punct de vedere melodic, cât și al mesajului muzical, mereu naturală și dezinvoltă în plăcerea de a cânta, Andra Oproiu a acceptat provocarea de a se reprezenta pe sine și, implicit, Câmpul Lungul său drag. Îi putem fi și noi alături, acordându-i votul pe contul de Facebook Eurovision România, începând de miercuri 9 februarie ora 20 până joi 10 februarie ora 20, căci acest minim efort pentru Andra poate însemna mult și pentru mândria noastră de mușceleni, dar și pentru imaginea orașului nostru. Anul 2022 va fi în Argeș mai sărac în competiții auto. Față de anul trecut au dispărut din calendar Raliul Munteniei și o etapă de rallycross de la Câmpul Lung. Federația Română de Automobilism Sportiv, condusă de mușceleanul Noris Măgeanu, a anunțat calendarul oficial din acest an, cuprinzând un număr record de 103 etape pentru cele 17 discipline pe care le tutelează. Este o reflectare a expansiunii spectaculoase a motorsportului românesc în ultimii ani, de la 6 campionate și puțin peste 500 de sportivi, la 17 discipline și peste 1600 de piloți licențiați în fiecare sezon. Pe lângă etapele din campionat, mai au loc cupe și evenimente de sine stătătoare, primul de acest gen desfășurându-se deja în Covasna, acolo unde 34 de echipaje din 5 țări s-au întrecut pe zăpadă la Romania Historic Winter Rally. Disciplina cu cele mai multe etape este viteza în coastă, noutatea fiind împărțirea acestei competiții în două divizii valorice, fiecare având câte 6 etape, însă cei din prima ligă pot aduce puncte și de la etapele din divizia secundă pentru a urca în clasament. Penultima etapă a ambelor divizii va avea loc la Câmpul Lung în perioada 17-19 noiembrie, însă în prealabil municipiul nostru va fi gazda celei de-a doua etape de rallycross, programată în zilele de 4 și 5 iunie. Noul sezon automobilistic va debuta în județul nostru prin tradiționalul raliu al Argeșului, etapa a treia de campionat, care probabil se va desfășura ca de obicei pe Transfăgărășan.
Comparând cu calendarul anului trecut, constatăm că Argeșul a pierdut teren în ceea ce privește organizarea de competiții. Astfel, în loc de două etape de raliu, va avea numai una, adică tradiționalul raliu al Argeșului, fără însă și raliul Munteniei. La fel s-a întâmplat și cu etapele de rallycross de la Câmpul Lung, unde, așa după cum am arătat, se va organiza tot o singură reuniune. Nu sunt vești plăcute, dar nu trebuie uitat că decizia federației de a alege o locație sau alta este influențată de colaborarea și parteneriatele cu administrațiile locale, de feedback-ul automobiliștilor, dar și de strategia de popularizare a automobilismului sportiv în cât mai multe locuri din țară. Dar dacă noi, spectatorii, vom avea mai puține ocazii să mergem la competiții auto în Argeș, în schimb, sportivii noștri au mai multe oferte de a-și etala maestria, atât la fete cât și la băieți, dar și pe categorii de vârstă, căci iată gama de curse care se va organiza în acest an. Anduranță, Superslalom, Klausenburg Retro, Women Rally, Rally Ride, Rally Cross, Off-Road, Slalom Paralel, Radical Cup, Time Attack, Karting Electric, Drag, Drift, istorice pe circuit, super rally, viteză în coastă și raliuri. Și întrucât și în Mușcel au apărut practicanții ai unor astfel de concursuri, îndeosebi tineri, atunci așteptăm rezultate frumoase de la ei, pe măsura pasiunii pe care o depun și a investițiilor cu care sunt sprijiniți. Apreciind faptul că municipiul nostru rămâne titular incontestabil la două etape de forță ale motorsportului românesc, una de rallycross și alta de viteză în coastă, poate că strategia locală ar trebui să însemne atragerea aici și a unor etape din alte genuri de întrecere auto, îndeosebi a celor mai noi, care aduc un nivel mai mare de spectacol și interes, dar sunt și mai ușor accesibile publicului larg. E un aspect pe care suntem convinși că Noris Măgeanu îl va lua în calcul dacă va primi semnale pozitive în acest sens. Urmează declarația săptămânii. Aceasta îi aparține directorului Muzeului Municipal Câmpul Lung, Alexandru Oprea, și se referă la brățările romane descoperite la Rucăr. Au venit cu poliție, cu jandarmerie, cu nu știu ce și au fost duse la Direcția Județeană de Cultură Argeș. Studiind și eu și stând de vorbă cu arheologi și studiind puțin legea, imediat după ce dânșii de la Direcția Județeană de Cultură le-au preluat, le-am făcut o solicitare să le preia Muzeul Municipal Câmpul Lung, că e muzeul cel mai apropiat de unitatea proximă. În ciuda faptului că noi am făcut această adresă către Direcția Județeană de Cultură Argeș, noi am primit o adresă de la Direcția de Cultură Argeș, prin care ni s-a comunicat că noi deja le-am dat Muzeului Județean Argeș, pentru că deși au o experiență mai mare și că deși trebuie să facă evaluare și noi am considerat judicios să le dăm deși. Am făcut o adresă către Comisia Națională de Arheologie. Și la Comisia Națională de Arheologie și la Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, în care am explicat că Muzeul Municipal Câmpul Lung are toată capacitatea necesară să dețină piese de tezaur. Noi deja avem piese de tezaur, avem capacitatea arheologică să facem cercetarea lor, să facem evaluarea, și că n-ar fi corect din punctul nostru de vedere să ajungă la Argeș și că avem și noi capacitatea, adică nu că suntem noi rudele mai sărace din județ. Ce am mai discutat eu, asta la fel e cu ghilimele, e la nivel de bârfă și absolut nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Absolut nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Nu, a ajuns la județ, acolo se îngroapă, acolo e moartă, e îngropată, nu mai la revedere. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor întrunită în luna septembrie, 24 septembrie, a dat câștig de cauză Muzeului Municipal Câmpul Lung. Și a stabilit custodia acelor brățări romane, revine Muzeului Municipal Câmpul Lung. În schimb, ce n-a făcut Comisia? Și asta e informare pentru voi, Consiliul Științific, și e și un sfat. O să vă rog frumos să-mi dați un sfat. În lege există două feluri de custodii. Custodii temporare și custodii permanente. Custodia temporară este aia în care te apuci și studiezi obiectul și îi faci evaluare și îi stabilești valoarea de patrimoniu, nu știu ce, și după ce termini tu evaluarea aia, îi dai custodia permanentă cuiva. Înțelegeți ce zic? Raportul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor n-a specificat ce tip de custodie de Muzeul Municipal Câmpul Lung. Întrebarea mea acum este, eu ce fac? Mă duc la Muzeul Județean Argeș.
conform legii cu jandarmeria după mine, dați-mi brățările să mă apuc să fac evaluarea lor. Sau aștept că poate în înțelesul legii era o custodie permanentă și să aștept 10 ani de zile până cei de la Consiliul Județean Argeș găsesc banii și timpul și specialiștii să-i facă evaluare. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre din această săptămână. În numele tuturor acelora care au contribuit la realizarea ei, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați onorat și vă doresc toate cele bune. Suntem mușceleni și depinde de noi să însemne ceva acest lucru.